Sanctitatea voastră, în al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, stimate autorități de stat, stimați invitați, dragi pelerini, cu ajutorul Dumnezeu am sfințit altarul acestei catedrale, numită Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională. Dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și care ne vor ajuta în continuare, pentru că, așa cum se vede, mai sunt unele lucrări pentru terminarea turlei Pantocrator, turlei centrale, dar după aceea urmează pictarea bisericii în mozaic. Sperăm ca peste 3 ani să revenim la sfințirea picturii în această catedrală. Suntem recunoscători că ați răspuns invitației noastre, deși atmosfera este mai puțin plăcută, fiind mai multă răcoare decât ne-am așteptat. De aceea, cei care nu pot urma și Sfânta Liturghie pentru că au un alt program sau că nu mai pot rezista aici din cauza frigului, sunt liberi să se retragă acum și revin la sfârșit când toți cei prezenți aici se vor închina în altar în această zi și zile următoare până joi inclusiv, toți credincioșii ortodoxi, bărbați și femei vor putea intra în Sfântul Altar sărutând Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă și cerând ajutorul Dumnezeu pentru împlinirea dorințelor de bine. Noi vă felicităm pe cei care ați venit și ne bucurăm că putem măsura acum în mod mai realist câte persoane în cap în catedrală fiind așezate pe scaun. Deci avem loc pentru 3.000 de scaune pentru catedrală. Când toți credincioșii stau în picioare, atunci catedrala are o capacitate de 5.000. Este totuși mică în raport cu populația credincioșii care sunt afară. Deci totdeauna ea va fi neîncăpătoare. Vara, când timpul este mai bun, vom putea să vârșim Sfânta Liturghie și afară. Vă mulțumim și acum începem cu ajutorul Dumnezeu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Prima liturghie săvârșită în această catedrală națională. Suntem onorați de prezența Sanctității sale, Patriarhul Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, și suntem onorați de prezența dumneavoastră. Să ne dăruiască Domnul Dumnezeu sănătate și mântuire, pace și bucurie într-un mult și binecuvântați ani.